Contractul privind extinderea ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău a fost semnat zilele trecute la sediul Consiliului Județean Sălaj, investiția în valoare de circa 3,6 milioane de lei. Este finanțată de la bugetul propriu al județului și prevede construcția a două noi etaje pe corpul de clădire în care funcționează serviciul de medicină legală. Primul etaj va fi destinat cabinetelor de endoscopie digestivă și bronhoscopie, unde pacienții vor beneficia de spații confortabile și potrivite efectuării acestor investigații minim-invazive. Vor exista două săli de endoscopie și un cabinet de bronhoscopie cu camere de sterilizare dedicate, dotate cu tehnologii de diagnosticare de ultimă generație cu aparatură ce permite urmărirea dispozitivelor sterilizate și rezultatele ciclurilor individuale de sterilizare a precizat din Uian cu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj. La etajul al doilea va fi amenajat spațiu necesar amplasării unui angiograf, precum și o zonă de pregătire a bolnavilor două saloane post-intervenție cu monitorizare și supraveghere pacienți, vestiare și o zonă de comandă. Venim în întâmpinarea nevoilor sălăjenilor prin creșterea continuă a calității actului medical și prin diversificarea gamei de servicii oferite, astfel odată cu extinderea ambulatoriului și achiziționarea angiografului, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare nu vor mai fi direcționați către alte unități spitalicești din țară pentru o angiografie, ci vor putea beneficia de investigații specifice la Spitalul Județean de Urgență Zalău. Instalarea acestui aparat modern și performant va însemna reducerea timpului de intervenție și implicit mai multe vieți salvate, a spus președintele Consiliului Județean Salaj. Durata de execuție a obiectivului de investiție este de șase luni de la emiterea ordinului de începerea lucrărilor.